Vom mai citi un scurt cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Iosua, de la capitolul 3, versetul 4. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Poporul evreu de odinioară urma să pornească spre țara făgăduinței. Era un drum nou, un drum pe care nu-l mai parcurseseră până atunci. Un drum pe care nu-l cunoștea. Și aflând de aici că Domnul spune acest cuvânt, El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați. Noi cu toții suntem pe drum. Suntem pe un drum. Și nouă, fiecăruia în parte, Dumnezeu ne spune, pregătiți-vă, n-ați mai trecut pe drumul acesta. Toți suntem călători. Mergem fiecare pe drumurile vieții noastre, prin pustiul lumii acesteia. Pelerin, pribegi în această pustie, în această lume, în care nu este decât suferință, durere, lacrimi și moarte. Pentru că nu cunoaște momentul când vom face saltul din timp în veșnicie, în eternitate. Pentru că nu știm când vom părăsi lumea aceasta, vremelnică și trecătoare, ca să pășim în veșnicie. Este important, ca măcar într-un astfel de moment, să lăsăm ca Duhului Dumnezeu să ne preocupe mintea și inima cu gânduri foarte serioase care privesc existența noastră. Mergem pe drum. Ne dăm seama sau nu ne dăm seama, suntem într-o călătorie. Foarte curând se termină drumul. Unii dintre noi trec prin situații și împrejurări de un anume fel. Alții trec prin situații și împrejurări de un alt fel. Dar există un drum pe care merg toți oamenii. Un drum pe care trebuie să-l parcurgă fiecare om. Și acesta este drumul morții. Există un drum pe care toți pământenii, în al căror piepturi mai bate încă o inimă, pot spune n-am mai trecut pe drumul acesta. Și acesta este drumul morții. Există drumul în viața noastră drumuri pe care le parcurgem de mai multe ori. Plecăm la serviciul nostru și facem drumul ăsta în fiecare zi, în fiecare dimineață și în fiecare după amiază când ne întoarcem acasă. Dar există un drum, un singur drum, pe care îl parcurgem doar o singură dată. Și acesta este drumul morții. Alergăm în viața noastră pe multe drumuri. Dar există un drum care pune capăt oricărei alergări. Există un drum care pune capăt oricăror planuri și oricăror dorințe. Un drum care încheie orice călătorie. Și acesta este drumul morții. Există în viața noastră drumuri pe care le putem evita. Drumuri pe care le putem opoli. Avem posibilitatea aceasta să alegem o altă rută, să ocolim anumită situație. Dar există un drum pe care nu-l poate ocoli nimeni. Pe care nu-l poate evita nimeni. Și acesta este drumul morții. Există în viața oamenilor drumuri care lasă în urmă lacrimi, durere și jale. Dar există un singur drum care lasă în urmă cele mai multe lacrimi și cea mai mare jale și cea mai multă sfârșire în inimă. Și acesta este drumul morții. Există drumuri pe care merg copiii. Merg copiii la grădiniță și merg copiii la școală. Există drumuri pe care merg tineri. Merg tineri la universitate sau la serviciu. Există drumuri pe care merg bătrânii, merg în parc, drumuri speciale. Dar există un drum care nu ține seama de vârstă. Și care apare instantaneu, atât în calea bătrânilor, cât și a tinerilor, cât și a copiilor. Și acesta este drumul morții. Drumul acesta, drumul morții.
este consecința păcatului. Este urmarea neascultării omenirii de Dumnezeu. După ce le-a dat viață, Dumnezeu a înștiințat pe Adam și Eva că dacă nu vor asculta de glasul Lui, dacă nu vor urma voia Lui, vor muri negreșit. Omul n-a fost făcut pentru moarte. Și moartea nu a fost creată de Dumnezeu. Omul a fost făcut pentru cer. A fost făcut să trăiască veșnic. Omul a fost făcut să ajungă într-un loc fericit. E bine, moartea este produsul neascultării noastre. Primii noștri părinți s-au lăsat amăgiți și înșelați de diavol și n-au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Așa a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Căci toți au păcătuit, spune clar Scriptura, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și oamenii, rând pe rând, merg pe acest drum al morții, fiindcă plata păcatului este moartea. Iosua și poporul evreu se aflau pe malul râului Iordan și urmau să treacă dincolo în țara Canaanului. Era un drum pe care nu mai trecuseră niciodată. Ce sfat frumos de Iosua poporului: sfințiți-vă și pregătiți-vă, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Și dumneavoastră, care sunteți acum aici, suntem aici într-un loc sinistru, într-un loc de jale. Și dumneavoastră, gândind la drumul morții dumneavoastră, vă gândiți la drumul morții dumneavoastră? Cu ceva timp în urmă vorbeam cu un om cu o anumită situație în societatea aceasta oamenilor, cu o anumită funcție înaltă, și spun: domnule, dumneavoastră, te-ai gândit vreodată la moarte? A avut o tresărire, ca și cum l-aș fi înțepat cu un cuțit. Și ai spus, a spus: vă rog foarte mult să nu vorbiți de moarte! Dar, domnule, dumneata, ești un om inteligent. Ești un om care ai făcut o mulțime de planuri. Crestabil, ai făcut o mulțime de proiecte. Te-ai gândit la viitor în legătură cu multe acțiuni și în legătură cu multe lucrări. Ai o minte capabilă să privească dincolo de ziua de mâine. Cum de nu? Și de ce nu accept să te gândești la acest moment care este atât de inevitabil pentru dumneata? Mi-e frică de moarte și nu vreau să mă gândesc niciun moment la moarte. Dumneavoastră, gândind la momentul morții, sunteți aici, suntem aici împreună. Vrând ne gândim la moarte, nu? Sau ar trebui să ne gândim măcar acum? Puteți dumneavoastră să spuneți: n-am mai trecut pe drumul acesta? Drumul copiilor lui Israel îi ducea într-o țară minunată, făgăduită de Dumnezeu. Dar drumul dumneavoastră, unde duce? Unde duce drumul dumneavoastră? Evreii de odinioară, poporul pământesc al lui Dumnezeu, știau clar, vor trece Iordanul și vor păși într-o țară minunată, în țara făgăduită de Dumnezeu. Ei știau lucrul acesta. Fratele Stănică știa și dânsul unde se spune continuă drumul. Știa care este drumul vieții dânsului și drumul morții dânsului. Dumneavoastră știți drumul dumneavoastră unde duce? Tocmai pentru că nu știți când vine clipa morții. Ce frumoasă! Sunt și eu gelos pe bradele Stănic. Ce frumoasă plecare! Doamne, fă-ne parte tuturor copiilor Tăi de un astfel de drum și de un astfel de sfârșit. Deși există har și pentru un astfel de sfârșit, cu multă suferință, cu multă boală, există har. Domnul, dacă îngăduie pentru unii dintre noi un astfel de drum, asta nu semnează că ne iubește mai puțin decât pe fratele Stănică. Să nu ne lăsăm căzuți în această capcană. Domnul are și pentru fiecare din noi un anumit drum. Dar aduceți aminte că pe Iacov de Odin